Decizia Consiliului Raional în care s-a decis ca liceele să fie deschise în continuare cu 15 copii, chiar dacă în luna mai au fost stabilite 18, s-a modificat în 15. În baza articolului 140 din Codul Administrativ, acest act administrativ are puterea lucrului decis, adică ar fi echivalent cu o hotărâre judecătorească, ca să fie mai fi înțelesul tuturor. Ulterior urmează dispoziția președintelui raionului care confirmă deschiderea acestor două, menținerea de fapt în continuare acestor două licee la Rusești și la Văsini, iarăși printr-un act administrativ. Și aici, aceste două acte administrative nu sunt apreciate de către ministru și echipa lui. S-a pus la bază un proces verbal a oricărei nu știu care comisii, că nici n-au numit-o de specialitate, că ar fi niște analize, niște statistici în care zic că aceste două licee trebuie să închisă. Am solicitat de nenumărate ori, nu numai eu, dar și părinții, puneți-ne în fața noastră procesul verbal a comisiei, să vedem cine sunt membrii acestei comisii, în baza căror criterii au ajuns la rezultatul respectiv, dacă ele sunt reale sau nu. Replica ministrului a zis, dar ce, admiteți că s-a făcut un fals? Da, admit. S-a făcut un fals sau poate au fost influențați să decidă respectivii membri în comisie, pentru că acolo este implicat șeful direcției scutari care are interes, este vicepreședintele Tonu care are și ea interes, pentru că și mai este un membru, am înțeles, care e Rudi la Bardă, evident că, deci ai o comisie din 5, votează 3 pentru Bardă. Nu este problema, am făcut analiza statistică. Bardărul nu este printre primii încă raport cu Rusăști și cu Văsini, lasă de dorit la raportul de calitate, număr de copii, de promovabilitate. Deci e o instituție care nu pot să ridic mâna sus, cu uite, este nota 10 și haideți părinții ne liniștim că mergem la o instituție mai bună. Dar asta deci ține partea morală, dar eu revin apoi la partea juridică. Cum poate un ministru să pună la bază un proces verbal al unei comisii de lucru, că am cerut să ne se pună la dispoziție, bănuiesc nici dumnealui nu l-are. Îmi pare rău să zic, dar părerea mea este că au fost sunat și i s-a dat niște informații. El nu le-a văzut, nu le-a citit, că altfel nu i-ar fi pus la dispoziția noastră. Mai bun, uite, am aici probele în care zice că Bardărul este cel mai bun. Nu ne s-a dat. Deci mă mir până unde poate să ajungă tupeul șeful direcției de învățământ, sfidând o decizie a Consiliului Raional. Deci el face o scrisoare în adresa instituțiilor școlare că eu nu vreau să le deschid și eu insist ca cancelare de stat să notifice aceste decizii și dispoziția a președintelui că eu vreau ca aceste licee să fie închise. Deci cam asta este conținutul scrisorii unui șef de direcție. Dar șeful de direcție este numit de către Consiliu în funcție, el are niște atribuții. Aici eu văd deja depășirea atribuției de serviciu, abuz în serviciu și mi-a lui trebuie să răspundă. Deci este soarta copiilor la mijloc. Am ridicat întrebarea domnului ministru. Ce facem noi cu bullying-ul care va fi suportat de către copii mergând la Bardă? Nu, că el are informații că copiii se integrează foarte bine. Și i-am dat replică, pentru că eu am avut copii și la Spirul Harriet, am avut și în oraș, în liceu privat, l-am adus și la Iloveni și știu din doi copii crescuți cum au trecut. Fiind în comitetul părintesc, am văzut ce se întâmplă cu copiii nou veniți. Pentru copiii ăștia nu sunt crescuți de școala respectivă. Copiii până îl accept un an de zile, copilul ăsta suferă psihologic foarte mult, foarte mult. Deci mi-am făcut concluzia că domnul ministru nu are interesul pentru a promova interesele copilului. Deci mi s-a accentuat de un milion de ori să nu facem politică și că va fi asigurat transport, la care am pus întrebarea. Câte sunt cheltuielile pentru transport? Câte sunt cheltuielile pentru salarizarea aceia câteva bănuți a profesorilor? Nu mi s-a dat un răspuns. I-am pus altă întrebare. Cine are interes să câștige din impunerea acestor transporturi? Nu mi-a dat răspuns. Și mă rămâne să deduc, sunt interese la mijloc, personale sau a celor din culise, dar nici de cum interesele copilului. Asta nu este reformă. I-am mai zis, suntem pentru reformă, dar trebuia să o fac anul trecut din toamnă, de la 1 septembrie până acum, în iunie, s-a anunțat că ai selectat un liceu zonal. Ai adus acolo un director prin concurs, ai selectat cei mai buni profesori și poftim oameni buni, de la anul viitor voi mergeți în instituția zonală. Dar nu vii tu cu 2 săptămâni înainte de școală, mai ceri să verifici tu dosarele personal, mă refer la șeful direcției, să verifici cine, care copii vin în aceste instituții. Deci eu am lucrat în Consiliul Raional 17 ani, doamnă. Pentru mine este șoc ceea ce se întâmplă, câtă incompetență este astăzi la unii specialiști din Consiliul Raional. Este strigător la cer. Unde mergem? Încotro mergem. Asta este Moldova europeană. De fapt, eu aici n-aș mai spune Moldova, dar statul rămân în Uniunea Europeană. Asta este?
să-mi răspundă domnul ministru, că el nu vrea să răspundă. Bine, ne-au promis azi la ora 5 că va face nu știu ce evaluări. Hai să le vedem. Probabil se vor da telefoane. Întrebările rămân? Întrebările rămân? Este explicația unei doamne referitor la discuția pe care a avut-o cu domnul ministru Dan Perciun. O doamnă extraordinar de pregătită care spune foarte clar, avem o serie de întrebări la care ministrul nu vrea și nu poate să răspundă. Noi întrebăm despre competență, despre condițiile pe care le au copiii și de ce, dacă regulamentul lor a ministerului spune că pot și Consiliul Raional cu drept de excepție poate deschide clasă de liceu, clasa 10-a, cu un număr de 16 copii și liceul de la Rusăște Noi are 22, de la Văsene are 16, de ce nu este permis deschiderea claselor de 10 în acest sat? Care este interesul ministrului ca să nu fie deschis aceste clase de liceu în clasa 10 la Rusăște Noi și Rusăște Noi și Văsene? Ce se întâmplă cu o decizie a Consiliului Raional nu este pusă în aplicare și în general nu e luată în considerație pentru că există o comisie? Uitați-vă câte întrebări sunt față de Dan Perciun, față de majoritatea parlamentară care se face moartă în păpșoi, către Petru Frunze, care este deputat de la Ialoveni și reprezintă interesele cetățenilor din Ialoveni. Oameni buni, treziți-vă la realitate. Nu distrugeți școala, distrugeți satul și distrugeți tot statul ăsta prin închiderea școlilor. Creați condiții ca cei copii care doresc să învețe să aibă posibilități. Deci de la guvern. Iar trompetele de la pază, mai atent.